Una dintre pășunile comunale din comuna Peștișumic a fost îngrădită de un crescător de animale din zonă, însă fără ca acordul între el și concesionarul terenului să ajungă și la primărie, lucru ce l-a înfuriat pe primarul comunei. Fermierul s-ar fi înțeles cu concesionarul pășunii să își lase animalele la păscut pe acel teren, însă totul ar fi fost doar verbal, primăria neștiind absolut nimic despre această înțelegere, ea fiind proprietarea de drept a pășunii respective. E o situație cu care nu m-am mai confruntat până acum. Din punctul meu de vedere, extrem de bizară. Și vreau să trag un semnal de alarmă către toți proprietarii de animale. Vreau să știe că îi sprijinim din toate punctele de vedere, dar nu putem să intrăm pe o proprietate care nu ne aparține. Și aici, după cum puteți vedea, este o suprafață extrem de mare, îngrădită cu gard electric, de către domnul Adrian Dănilă Tăiță din Josani, care a considerat că lacul și toată zona asta îi aparține. Mai mult de atâta, în momentul în care oamenii l-au întrebat de ce a pus gardul electric aici, a spus că păi, el a vorbit cu primarul și primarul i-a dat voie. O să dau voie să-și amplaseze gard pe un teren care nu le aparține. Deci nu pot să fac așa ceva. Orice teren se concesionează, se închiriază conform legii, prin licitație, nu putem să dispunem de nicio suprafață de teren după bunul nostru plac. Dreptul de proprietate este garantat de Constituție și trebuie să înțeleagă toată lumea acest lucru. Și nu voi face și nu voi da înapoi nici unor presiuni sau amenințări sau orice alt fel de mod de a rezolva problemele decât din punct de vedere legal. De cealaltă parte, tânărul fermier nu consideră că a greșit cu nimic, îngrădind cu gard electric pășunea, proprietatea primăriei comunei Peștișumic, fără ca măcar să discute cu reprezentanții administrației publice. El mai spune că a stabilit verbal cu concesionarul că poate să îngrădească acel teren. Eu am tot acordul lui, atât că a fost plecat, n-am apucat să fac acordul ăla de pășunat. Cine este acest domn? E un domn care are animale, are pășunea, e luată de el. No. Pășunea nu este a primăriei? Domnul primar, păi toată pășunea a primăriei. Aia nu înseamnă că animalele nu au dreptul să mânce. Dar aveați dreptul să îngrădiți acolo? Dar nu e îngrădit cu gard, cu fundație, este un gard electric destinat pășunării, dimpotrivă, că ăla e pășunat selectiv. Și eu am 13 vaci adulte, 10 viței și 2 beagle care din cauza asta i-am pus în lac pentru că au nevoie de balta aia. Nu e o baltă, e o mlaștină. Nu, acum dacă... ce să zic altceva? Viceprimarul comunei spune că tânărul a fost înștiințat cu privire la faptul că ar fi amplasat ilegal acel gard, însă acesta ar fi venit cu amenințări la adresa sa. Drian era la primărie în perioada aia, i-am spus că avem o adresă ca să îi înaintăm în legătură cu terenul ocupat. Dânsul a zis că nu-l interesează, că poate ca să pășuneze, mai mult de atât, la despărțire, a zis că mai vedem noi. Deci eu am luat-o ca și un fel de amenințare. Nu știu dacă așa se pune problema. Dânsul, când o amplasat acest gard, trebuia să ia legătura cu noi, cu primăria. Pare rău, sunt de foarte mult timp pe zona asta și această bucată de teren, acest lac, cum îi numim noi, știu de toată lumea, e o oază de binefacere. Mai nou au început să apară tot felul de păsări și de animale de apă, rase sălbatice, cocostârci, au început să apară peștele. Aceste animale care le vedem lângă noi cam deranjează. Ați amenințat? N-am amenințat pe nimeni, pe cine să ameninți? Cu ce v-am amenințat? Cu ce v-am amenințat, domnul vice? Spuneți, cu ce v-am amenințat? Spuneți-mi cu ce v-am amenințat! Dacă tot susțineți lucrurile astea, aveți dovezi că v-am amenințat? Ai spus, o să mai ce vedem noi. Ai spus, o să așa mai vedem noi. Da. Petre, la ce v-ați referi când ați spus că o să mai vedem noi? Nu, dar vă luați după el? Eu chiar le-am vorbit frumos. Nu, ce să zic mai mult? Ceea ce mi se pare și mai
trist în toată această ecuație este că discutăm de un tânăr. Un tânăr care gândește la modul ăsta și care consideră că poate să se facă stăpân pe un teren care nu-i aparține. Asta este partea cea mai tristă în această chestiune. Da, mai mult de atât, aici este un mic lac. După cum vedeți, aici este drum. Da? Este îngrădit cu drum, cu lac, cu absolut tot. Este singura sursă de apă de pe toată zona. Nu mai are nimeni acces la această sursă de apă, ceea ce nu este normal și nu este corect față de niciunul dintre cetățenii comunei. Tânărul fermier are ca termen limită emis de către primărie ziua de astăzi pentru a scoate acel gard electric amplasat pe pășunea satului. Altfel, vor fi luate măsuri. Voi lua toate măsurile legale. Deja i-am trimis o adresă prin care îl înștiințăm să-și ridice gardul. Dacă astăzi nu va face acest lucru, luni voi da dispoziție și vom demola acest gard. Crescătorul de animale spune însă că nu se gândește să scoată acel gard de pe pășunea întregii comunități. Astăzi v-a dat primăria termen să luați de acolo acel gard. Veți respecta? Nu. Nu am de ce. Altfel va fi demolat. No, treaba lor. Ce veți face dacă o să-l scoată de acolo? Ce să fac? Nu știu. Vedem. Asta e. Mergem până la capăt. Ei cu a lor, eu cu a mea și asta e. Edilul comunei mai spune că va dispune și controle în perioada următoare în întreaga comună. În perioada următoare vom face controle în teren. Avem deja două echipe formate să verificăm dacă se respectă zonele de pășunat. Nu este normal să pășunăm pe zone care nu ne aparțin. Rămâne de văzut dacă fermierul își va lua acel gard sau va fi scos de către angajații primăriei.